Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi... Ei, la microfon, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, foarte fericiți în această dimineață, pentru că ambii suntem pasionați de filme și l-avem alături de noi pe Ioachim Ciobanu, fiul lui Ilarion Ciobanu, care în ultimii ani a jucat în nume importante de filme de la Hollywood și nu numai. Știați că a jucat în Black Mirror? Eu știam. Pentru că m-am pregătit pentru momentul de azi. Dar altfel nu știam. Nu. Black Mirror, un serial care a făcut mare vâlvă și în România. Adică am mulți prieteni care s-au uitat la el. A fost rolul Epsilon de acolo. Mișa Varga Neric, ăsta, dar sigur, n-aveți cum să-l ratați. Serialul există pe Netflix. Cu Benedict Cumberbatch, da. Exact, mare actor. Eric joacă un imigrant rus, singuratic și foarte introvertit. Mi-a plăcut rolul, felicitări, Ioachim. Neața. Excelent tot. I-am spus, mă simt vinovat că nu-l știam dinainte. Adică, și el ți-a răspuns? Am zis, este by design. Ok. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai intenționat, ai stat așa mai low profile? Da, sincer, n-am simțit neapărat nevoia să vorbesc despre lucrurile astea, dar Eric e puțin diferit. Mm-hmm. Ai dat probă în România? Te-au chemat acolo? Cum ai ajuns la casting? Self-tape. E deja, cum să zic, e standard de industrie în momentul de față. Nu prea se mai dau probe în persoană. Ți se cere, vine de la agenție, o cerere pentru o probă. În momentul în care o accepti, ai un interval de timp de câteva zile la dispoziție să te pregătești și să o înregistrezi singur. Okay. Și trimiți și după aia aștepți, hopefully, fără să te mai gândești mult la chestia asta. În cât timp vine răspunsul? Zic ei, te sunăm noi. Da. Exact. Don't call us, we'll call you. Ok, da. Știm povestea. Ce voiam să te întreb, relația cu Benedict, cum a fost? Cum e individul? Ca actor, toată lumea respectă, e grandios. Dacă om? Păi asta nu pot să-ți răspund, pentru că... Ați băut un ceai, bă, gândesc. N-am băut un ceai, nu. Om are foarte multă treabă în momentul în care e pe set. Gândește-te că e personajul principal din miniserie. Deci a avut treabă tot timpul. Inclusiv la un moment dat colegii lui aveau de făcut, de repetat textul pentru o scenă și el n-avea cum să fie de față pentru că filma. Și au zis, Chime, dai și tu text cu noi? Cum să nu? Și ai jucat partea lui, practic? Da. Wow! Știu că nu te-ai intersecta cu el. Cine a văzut miniseria, de fapt și vede că nu sunteți în aceleași scene, dar știu că l-ai observat. Suntem în același univers. Sunteți în același univers, da. L-ai observat. Ce ai observat de la el? Pentru că ai spus într-un interviu că ți-a fost foarte util ce ai observat la Benedict. Da, bine. Acum e foarte greu de detaliat. Sunt chestiuni de bucătărie în materie de actorie, dar poți să vezi, știind textul dinainte, să vezi abordarea și acolo îți dai seama poate de niște alegeri. Avantajul este în momentul în care vezi fracționar, că vezi dubla și diferența de la o dublă la alta, lucru care n-ai cum să-l vezi ulterior, uitându-te la produsul finit. Te ajută să te ghidezi după dublele astea, vezi ce s-a schimbat sau... Da, exact. Cum își modifică oamenii abordarea de la o dublă la alta și cred că spunea cineva, nu mai știu, spunea un regizor despre Pacino, zice, dublele lui cele mai bune sunt între 5 și 7. Mai mult de atâta nu face, până atunci încearcă o grămadă de lucruri și vede cam ce îi funcționează, cam ce îi place, cam ce consideră că e util de păstrat și restul dăm la o parte. Deja s-au învățat oamenii din industrie, știu direct unde să caute. Da, căutați-l pe Pacino. Pe Pacino. Există un anumit gen de rol care consider că ți se potrivește mai mult decât altul? Sincer, m-am relaxat foarte tare în privința rolurilor negative. La un moment dat aveam această, să zic, preconcepție. Dar de ce doar roluri negative? Eu sunt un om de treabă. De ce doar acolo? Și mi-a spus un regizor, a zis, da, ești tu băiat de treabă, dar e o căutătură mai aspră. Probabil că e și de nemoștenire de familie, dacă ne gândim la Ilarion Ciobanu, el avea o față sculptată în stâncă, cumva, așa mi se părea.
Nu cred că sunt chiar acolo. Are și modestie. Joachim, aș vrea tare mult să ne povestești despre rolul pe care îl faci în miniseria Eric. Tu ești un imigrant rus. Da. În această miniserie. Apropo, astăzi să le spunem ascultătorilor că nu este doar ziua Suediei, este și ziua limbii ruse. Ca potriveală, așa. Da, mi se mai importantă ziua Suediei, sigur, sigur, sigur. Cum a fost pentru tine? Unde ați filmat? Cât au durat filmările pentru tine, tu având un rol mai mic? Pentru povestește-ne. Mine, eu am avut în total, cred că în jur de 15-16 zile de filmare, ceva de genul. Deci puțin peste 2 săptămâni. Da. Și evident că programul de filmare pentru o miniserie este fracționat, e împărțit și atunci vii, pleci. It's a process. Ai filmat în state sau unde? Am filmat și în America. Deci am avut 4 drumuri de făcut la Budapesta în perioada februarie-aprilie a anului trecut și după aia mai ne-am dus la New York, unde s-a continuat până s-au încheiat filmările acolo. Eu mă bucur că văd că din ce în ce mai mulți actori români ajung în producții din astea mari, cum a fost și Florin Piersic Junior în Gianna Nannini, acum aflăm de tine. În România ai colaborat cu cineva? Da. Dacă aș colabora sau dacă... Ai colaborat și dacă ai mai colabora. Am colaborat și cu siguranță aș mai colabora, îi aștept să mă sună. Roluri de dragoste, dacă ți s-ar oferi, ai accepta să fii în pielea personajului? E un personaj, de ce nu? N-ai o limită, nu ți-ai impus o limită. Nu. Dar rolul polițistului din Eric, spre exemplu, e mai greu de jucat dacă nu faci parte din... Nu cred că mă potriveam în general ca tipologie. Ați observat diferență de înălțime. Okay. Eu am 1,78 m, el cred că avea înspre 1,90. Wow. Foarte înalt. Nu e greu să-ți dai seama de înălțime de la televizor, cam cât are respectivul personaj. Mai aduceți un Apple Box, așa se numește, cutiile alea de lemn pe care se mai așează lucruri, mai... Când ai văzut produsul finit, cum a ieșit miniseria Eric, care a fost primul tău gând? Mie, de pildă, mi-a plăcut extraordinar de tare sloganul "Adevărații monștri nu stau sub pat". Da, bun. Foarte asta. Bun, așa, nu? Da, ce impresie ți-a lăsat? Păi, am văzut în produsul finit, am văzut concepția lui Abby Morgan, care a scris această miniserie și... A scris scenariu? A scris scenariu. Abby? Abby, o, Morgan. Salutăm pe Abby, foarte bun scenariu. Da. Păi n-are bun decât rău. Un Emmy, câteva decât. Premii BAFTA, e la început, cum da, se da, spune. Da. Da, am fost foarte plăcut surprins. Sigur că văzusem bucățele din ce ieșea, mă mai uitam la video assist, mai vedeam și eu din duble, dar ce m-a frapat cel mai tare este ce gustoasă este imaginea pe care a făcut-o directorul de imagine. Deci feeling-ul ăla de 80-ist acolo e extrem de bine făcut. Am fost atent la detalii pentru că am prins acea perioadă. Mă uitam la încălțămintea personajelor, la ce aveau prin casă. Toate erau la locul lor. Adică mai vezi filme care vor să reproducă atmosfera din anii 80 și apare la un moment dat un aer condiționat de prin 2000 sau vezi niște mici detalii care nu concordă cu perioada aia. Da, depinde. O echipă foarte bună are o atenție mai mare pentru genul ăsta de lucruri. Ce m-a frapat la tine e că ești autodidact. Practic, tu nu ai terminat un ATC-ul, ai terminat montaj sau... Un ATC-ul de secția montaj. Da. Nefiind actor și totuși ai ajuns să joci în filme, cum se poate? Poate dăm speranțe și pentru alții. Păi, eu am avut pregătirea mea formală în materie de actorie, a constat în cursuri, nu în a merge la facultate pentru asta. Sincer, cred că până la urmă cel mai important este cum ești pe dinăuntru și cât de mult poți să te arăți vulnerabil în afară. E un fel de,
să zicem, dezbrăcare sufletească în fața camerei și chestia asta se citește imediat. Dacă... Asta face diferența între un actor bun și un actor... Mai puțin bun. Da, oamenii au impresia, slab. De multe ori am auzit concepția asta legată de actorie, că te faci, că... În metoda pe care, cu care eu m-am întâlnit prima dată, se spunea, nu beți cafea imaginară. Ok, deci, beți cafea. Exact. Păi adevărul atunci, trebuie să fie acolo. Sigur că există niște limitări, adică nu mergem să dăm oamenilor în cap doar ca să putem juca un personaj de genul ăsta. Însă, în interiorul nostru există diverse zone, diverse laturi, diverse ramuri, pe care sigur că da, în viața reală nu le hrănim, nu le încurajăm. Însă se pot accesa pentru rol. Ce credeți, ce crezi că ar zice tatăl tău acum, cel care și-a dorit să te protejeze, să nu faci actorie? Da. Și acum tu, uite, ești actor. Ce crezi că ar zice despre, uite, despre ultimul tău rol? Eric. Da. Despre filmul ăsta. Da, ok. Bine, domne. Bun. Vezi, ai stins lumina la garaj. Bun. Ai luat pâine? Da, exact. Există producții la care lucrez în momentul ăsta și o să le vedem peste ceva timp? În clipa asta nu, dar am dat niște probe. Okay. Nu pot să zic. Da, înțeleg. Înțeleg de ce. Joachim Ciobanu, mulțumim frumos pentru prezență. Recomandăm tuturor să vadă Eric. Eric e un film superb despre, în fine, o familie disfuncțională, apar probleme, își pierd copilul, mai departe o să aflați. Scenariu bun. Vedeți-l pe Eric, da. Captivant, ieri seara am terminat ultimul episod, nu vă spun cum se termină, că după aia mă înjură toată lumea. E cu Benedict al lor și cu Joachim al nostru. Exact. Te pupăm.